Scriptura spune cu adresă de la noi spre Dumnezeu, cu încredere Dumnezeu le vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Să ne ajute Domnul de la început de an să ne angajăm să fim așa cum am fost deja îndemnați în această seară, să fim mai curați, mai sfinți, mai aproape de El și să-L așteptăm în fiecare zi. Asta, da, numai că, așa cum am citit din Matei 24, în vremea noastră, rătăcirile, posibilitățile diavolului de a ne amăgi sunt foarte mari. De aceea, în această seară, adresându-mă în prim plan tinerilor, dar aș putea spune deopotrivă tuturor, vreau să privim la criza relativismului religios. Pentru că, așa cum am spus la momentul potrivit, postmodernismul este caracterizat de această lichiditate, toate se topesc. Nimic nu mai are formă, toate curg și fiecare gândește cum vrea. A mai fost asta în istorie, numai că n-au mai fost atâția oameni pe pământ și tehnologia n-a fost așa de avansată. Acum nu se mai pot păstra valori pure la nivel național, regional, local, de exemplu. În adunarea noastră am putea avea grijă de amvon și de cântăreți să fie oameni selectați. Dar fiecare când merge acasă, intră pe internet și până se culcă, a mai fost la două adunări. Fiecare poate să audieze ce predică vrea, să vizualizeze și să învețe ce cântare îi place. În vremea noastră nu se mai pot păstra valori locale. Pentru că tăvălugul acesta al informației, globalizarea face ca să fie toți o apă și un pământ. Și diavolul câștigă din toate acestea, promițând omului libertate personală, crez propriu, pentru că în vremea din urmă oamenii vor fi caracterizați în primul rând de iubire de sine, de un egoism marcant. Oare suntem conștienți în ce vreme trăim, ce curente străbat văzduhul minții noastre? Și sub ce formă se luptă diavolul în vremea aceasta? Diavolul nu suportă ideea unui absolut, a unui adevăr curat, etern, ci vrea să relativizeze totul. De aceea s-a născut în teologie așa numită concepția morții lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne-a creat, dar e pasiv, e liniștit, ne lasă să gândim și să facem ceea ce vrem, ne dă libertate. Și asta a dus la teoria, toate religiile sunt bune. Și nimeni, și în Occident lucrul acesta e foarte evident, n-are voie să-i spună altuia că nu stă bine, că nu gândește bine sau că nu este bun. Nu de mult, în Statele Unite au fost interzise în anumite state consilierea pentru adolescenții care au, spun ei, înclinații imorale. Nu-i voie să nu-l lași pe om să facă ce vrea. Însă iată ce ne spune Cartea Sfântă a 2 Ioan, citesc de la versetul 1, prezbiterul către aleasa Doamnă și fie Doamna asta și casa noastră și biserica noastră. Și către copiii ei, în primul rând pe copiii privește, pe tineri, pe care îi iubesc în adevăr, zicea Ioan, și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Și în versetul următor face o mențiune care e combătută cu toată forța în vremea noastră. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Pentru că asta se contestă, un adevăr care a fost, este și rămâne. Dar noi știm că Domnul Hristos, Evrei 13:8, este același ieri, azi și în veci. Și scrie aici în versetul 9, oricine o ia înainte și nu rămâne învățătura lui Hristos, decât cei ce aduc schimbări, nu l-au pe Dumnezeu, nici pe Tatăl, nici pe Fiul. Și acum versetul 10 este o sesizare, dacă vine cineva la voi, dar vă spuneam, nu-i vorba numai de amvonul adunării, e vorba de computerul dumneavoastră, vine la voi, acasă, sau poți să-ți treci pe telefon toate astea. Și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă.
Oare aplicăm noi acest verset la casele noastre? La ceea ce auzim, la învățătura care o primim, la cântările pe care apoi le vom fredona vrând nevrând, că ne rămân în minte. Și să nu-i ziceți bun venit, că asta are urmări grave. Cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Și am citit din Matei 24, Domnul spunea, Hristoși mincinoși, proroși mincinoși, semne, cuvântări, previziuni și toate astea cu un singur scop, să ne amăjească. În adunare sau acasă, cu predilecție pe tineri, copii sau adolescenți. Care este cauza acestei stări, de fapt? Modernismul a dat faliment. De ce? Noi vorbim acum de domeniul religios. Pentru că a devenit formalism. A devenit apostat. Și oamenii n-au mai fost mulțumiți în biserici. Și unii s-au orientat spre noi religii, alții spre mișcarea carismatică, alții total spre lume. A devenit ceva mecanic, care nu mai dădea gust. Deși oamenii au ajuns să aibă de toate și au pierdut gustul spiritual. Aici a fost falimentul societății moderne, care a ajuns pe lună, care a făcut să putem umbla cu avioane în toate părțile, dar s-a pierdut gustul spiritual. Cu câțiva ani în urmă, undeva la Cluj, cu ocazia unei serbări într-o adunare, totul a fost regizat cu repetiții dinainte, formații, predicatori și cine a picat la sărbătoare? Un bătrân plecat de acolo, dar care prin copiii lui și chiar el a donat ceva. Și spunea apoi păstorul, atât am fost de încurcat, n-am știut să-l pun pe bătrân să spună două, trei vorbe, să nu-l pun, o să-mi vorbească cu vorba lui arhaică, poate să mai scapă și plânge, știu ce povestești. Dar ce mi-a fost rușine, pe de altă parte să nu-l pun, că el e de aici și a donat ceva și familia lui. Și zicea, l-am pus. A spus ceva cu lacrimi. La urmă a stat la masă, erau acolo invitați și parlamentari și oameni de la județ, de la municipalitate din Cluj și se apropie unul de el și îi spune, auzi, sunteți buni artiști, dar știi ce a avut astăzi numai gust la voi? Vorbele bătrânului. În rest atât am putut să apreciez artă, dar nu mai era suflet, suflu spiritual. Asta s-a pierdut și asta scrie în Cartea Eclesiastul, capitolul 2. Vă rog să vă amintiți de bietul Solomon. Aș putea spune că atunci a fost o epocă modernă raportată la antichitate, în sensul că ce a putut Solomon să-și agonisească, distracțiile pe care și le-a permis au fost fără precedent. Și scrie în Eclesiastul, capitolul 2, am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie, gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este deșertăciune. Și scrie în continuare, nu vă rețin cu date, tot ce a avut, imaginați-vă. Și apoi zice el de la versetul 17, a murit viața, eșec. De ce? Solomon a făcut templu așa la frumos. N-a creat modernitatea temple frumoase? N-au fost acolo organizate slujbe? Ba da, numai că Dumnezeu a fost îndepărtat, nu mai întâlnești în vremea lui Solomon proroci, spiritualitate, nu? Numai taxe peste taxe ca să crească luxul. Și scrie în finalul acestui capitol, versetul 24, nu e altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea. Numai că, zice în versetul 25, cine poate să mănânce și să bea să se bucure fără el? Și fiind absent Dumnezeu, fericirea n-are gust. Căci el dă omul plăcut lui înțelepciune, știință, bucurie. E bine că suntem într-o vreme în care tehnologia a avansat, numai să fim plăcuți Domnului, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune și așa se deșertăciune. Așa a apărut starea de fapt, pentru că ce a fost înainte a fost un eșec. Și starea de fapt e caracterizată de un relativism puternic. Nimic nu mai este stabil, totul nepermanență, tranziență. Și făceam referire la una din lecțiile anterioare, că diavolul dă cel mai puternic atac la Biblie. Dar cum ar putea să rătăcească oamenii mai ușor decât să le schimbe semnele de circulație, decât să facă alte marcaje? Traducerile din ultimii 10 ani nu mai sunt în concordanță cu traducerile
care au fost până în anul 1900. Și asta deja este apărut și în România în faze incipiente. De exemplu, știți, Marturii lui Jehova au traducerea lor. Sunt alte traduceri. De exemplu, eu am văzut aici că avem niște fraze la Gedeon, într-o listă de păcate, cea din 1 Corinteni 6, observați că lipsesc păcate din listă. Da? Aceste traduceri noi, de exemplu, cum am citit din 2 Ioan capitolul 1, versetul 2, unde la noi zice: pentru adevărul acesta care rămâne în noi, știți cum spune în alte traduceri noi? Pentru un adevăr. Adică sunt mai multe adevăruri. Unul la noi, un alt adevăr este la arți. Rețineți doar niște date statistice. Până în anul 1900, din miile, zecile mii de copii ale Bibliei ce s-au păstrat, așa numitul text receptat, 995 dintr-o mie, toate erau la fel, cu foarte, foarte mici diferențe. Numai 5 dintr-o mie erau pe varianta gândirii gnostice. Cod Alef, Cod Sinaiticus, Cod Vaticanus. Însă, doi profesori de la Oxford, de la sfârșitul secolului XIX, cu efect în secolul XX, și-au propus să renunțe. Știți că acei traducători și profesori de teologie erau adepți a lui Darwin și aveau o gândire aproape ateistă? Și-au renunțat la acele traduceri ce le aveau toate popoarele în vremea aceea. Și noile traduceri folosesc aceste puține manuscrise care provin din locuri foarte dubioase, ca de la Alexandria, de la Vatican. Și aceste noi traduceri, în mod deosebit, să dau un exemplu, New American Standard, acestea au modificate până la aproape 1000 de versete, fie modificate, fie lipsesc. Cum vă dădeam un exemplu mai înainte, unde scrie la noi Luca 9:23, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să mă urmeze. Știți cum spun acele traduceri? Dacă vrea cineva să mă urmeze, să vină după mine. Nici pomeneală de cruce. Iată ce înseamnă relativism, această stare de pierdere a adevărului. Vă rog să vă gândiți ce mutații sunt în muzică. Dar diavolul folosește muzică. Ce muzică ascultați, dragi tineri? Cu aceasta vă veți obișnui. În Daniel capitolul 2 este scris că la acea nouă închinare într-un Babilon plin de zeități, chemarea la închinare a fost pe fondul muzicii. Și în vremea noastră tot scaut, o să vă întâlniți teologi care vă fac referință la 10 traduceri. Dar veți vedea că 9 din 10 traducerile astea vor fi din astea de nouă generație, din care lipsesc adevărul fundamental, schimbă adevărul în minciună. Muzica care este într-o permanentă schimbare face ravagii în gândirea tinerilor și nimic nu mai rămâne stabil. Relativism. Totul se transformă, totul se schimbă. Și știți cu ce face pereche relativismul? Cu toleranța. Adică a fost reînviat politeismul grecesc, în panteonul lor era o mulțime de zei. Și toți stăteau cu minți la locul lor și se acceptau unii pe alții. Doar de atunci este democrația, știți? Fiecare din cultura generală. Pentru că în plan religios ce înseamnă democrație? Să-l accepți pe fiecare cu gândirea lui, să nu-l superi și să nu-l smintești. Da, numai că noi după Biblie avem teocrație, adică un Dumnezeu care conduce. Uitați-vă, vă rog, chiar sistemele astea democratice de prin adunări, nu sunt astea o democrație? Vă amintiți ce a spus aici fratele Tipei când a fost la ordinarea diaconilor? Când spunea ce a vorbit cu președintele unui cult pentecostal din altă țară, ce înseamnă democrație în limba lor? Libertate de plină pentru toate spiritele. Toleranță. Poate tot mai des auziți sintagma următoare: unitate în diversitate. Eu fac cadou
la cine îmi găsește asta în Biblie, fac a două Biblia aurită. Dar tot mai mulți slujitori aud spunând, frate, unitate în diversitate. Asta înseamnă relativism. Să ne împăcăm, dar fiecare să creadă ce vrea. Că toate religiile sunt bune și toate căile duc la Roma. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Astea toate duc la o închinare personală, liberă, fără norme. Să nu mai fie norme la îmbrăcăminte, să nu mai fie norme la cântare. Fiecare să facă ce vrea. Ecumenism. Ecumenism care nu funcționează doar prin reuniunea unor organizații. Nu, diavolul, nu face ecumenism numai la nivel înalt. Face în masele de oameni. Că toți aceiași, ascultă aceeași muzică, adică muzică diversă. Și fiecare are libertatea să gândească așa cum vrea. Vreau să vă citesc din Fapte 17 ca să vă arăt că ce v-am spus referire la Grecia antică a fost o realitate de care s-a izbit Apostolul Pavel și care i-a întărâtat Duhul. Scrie în 17:16, i s-a întărâtat Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Oare nu trebuie să ni se întărâte și nouă Duhul când vedem ce e în jur? Și scrie aici, citesc de la versetul 18. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și ziceau, ce vrea să spună palavrăjiul acest? Pare că vestește niște dumnezei străini, era o noutate pentru ei. Căci toți atenienii și străinii nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. L-au dus în aeropac și au zis, hai, prezintă-ți și tu ideea. L-au batjocorit. Dar vă rog, rețineți, era libertate, toleranță. La evrei n-ar fi încheiat așa Pavel. Ar fi sfârșit cu pietre. Dar nu, atenienii n-aveau treabă. Asta gândești tu? Foarte bine. Noi unii ne închinăm la Afrodită, alții la Venus, alții la Mercur, fiecare zeități grecești, romane, tot ce este. Așadar, rețineți, a falimentat formalismul religios și a adus o stare de relativism. Dacă nu ne-au plăcut normele, acum să trăim fără norme și să ne îngăduim, să ne tolerăm unii pe alții, unitate în diversitate, ceea ce, repet, biblic nu există. Vreau să vă prezint acum trei soluții, trei căi de a face față, dragi tineri, în vremea asta. Și părinților, ascultați-mă și dumneavoastră. În primul rând, o cunoaștere personală și sinceră a lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care vrea să se descopere la fiecare dintre noi. Vrei să-L cauți? Se va lăsa găsit de tine. Tânărul rege Iosia, 2 Cronici 34, avea 16 ani. Și scrie Biblia că a căutat pe Dumnezeu tatălui său David. 4 ani a durat căutarea. Propuneți-vă acum de la 1 ianuarie să căutați pe Domnul. Adică să luați Biblia, să o citiți cu atenție, Doamne, ce ai vrut să spui aici? Să vă rugați, să postiți, Doamne, în multicoloritul acesta religios. Care e adevărul, Doamne? Cum mai vrea să trăiesc eu? Ce să înțeleg din toate acestea? Pentru că Scriptura și rugăciunea vă vor arăta drumul spre Dumnezeu și Domnul vă va descoperi adevărul, slăvit să fie El. Știți ce înseamnă asta să-L cauți pe Dumnezeu? Vă rog să vă imaginați ce înseamnă să beți apă de la izvorul Mureșului, de acolo din Carpații răsăriteni, sau să beți apă de aceeași, din Alfa. E tot la fel apa? Asta înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu, tu acolo la El să spui, Doamne, vreau să beau apă de sub izvorul casei tale. Că pe la noi e o combinație de ape. Și dacă bei de aici, să fie și-au aruncat gunoaiele și cei din Mureș, și cei din Alba, și cei din Hunedoara, și cei din Arad până aici. Și tu bei după toți. Mergeți la izvor, dragi tineri, asta vă cere, vă oferă Dumnezeu. Vreau să vă citesc în privința aceasta din Psalmul 119 câteva versete, ca să vedeți dacă vă este caracteristic o asemenea dorință. Dacă nici dorință n-aveți, cineva spunea că Dumnezeu s-a ascuns și necăjit că nimeni nu-L caută. Asta e un adevăr. 119:10. Te caut din toată inima mea. Și ce scrie în versetul următor? Cum își va ține tânărul curată cărarea? Ce are de făcut un tânăr în relativismul acesta? Că fiecare spune în felul lui. Aici auzi într-un fel, mergi dincolo peste bulevard, auzi un alt fel, te duci în altă parte altfel, pornești internetul, auzi de toate.
Versetul 10, te caut din toată inima mea, asta s-ar cere și vei afla. Întorc pagina, citesc versetul 27, fă-mă să pricep calea poruncilor tale. Versetul 40, iată, doresc să împlinesc poruncile tale. Fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Sau 125, eu sunt robul tău, dă-mi pricepere ca să cunosc învățăturile tale. Și ne rugăm și noi, Doamne, dă pricepere tuturor. Spune Apostolul Pavel, înțelepții veacului nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, 1 Corinteni, capitolul 2. Dar dacă noi vom avea un gând sincer, dorință, ca de copil care vrea să învețe, spunea Domnul Iisus, Matei 11 cu 25-27, te laud, Tată, Doamne, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Când vezi uneori că stau la câte o masă rotundă și cu un moderator care vrea și el să-și mai spună părerile și fiecare spune, eu cred într-un fel, eu cred așa, și când vezi că îți mai aduc citate, referințe din autor și cărți, dar dacă te întrebi, oare din ăștia care își dau părere la radio, la televizor sau nu știu eu ce alt loc public, oare care din ei a postit și s-a rugat să spună, Doamne, oare acesta e adevărul? Sau fiecare vrea să bată monedă pe mintea și pe fruntea lui, Doamne, ajută-ne să te căutăm cu sinceritate. Aceasta e prima idee care vreau să o rețineți. Căutați-L pe Domnul cu rugăciune, cu sinceritate, cu post, cu lacrimi și Domnul vă va descoperi adevărul. Nu vă va lăsa să vă rătăciți. Știți care e gândirea vremii? Tu ești Dumnezeu. Tu trebuie să descoperi adevărul în tine, nu în mine adevărul, nu în mintea mea, e la Domnul. O a doua soluție, o a doua propunere pentru voi. Luptați-vă să aveți o viață sfântă, curată. Dumnezeu se descoperă numai în lumină. Practica e locul unde se materializează teoriile, alegerile, un mod de viață într-o diversitate de opinii. Pentru că acum, și să vă feriți de cei predicatori care vă prezintă patru variante, cinci. Poate ar trebui întrebați la urmă, dar tu, care din astea le trăiești? Pentru că aici este marea nevoie. Spunea Domnul Hristos, vă citesc Ioan capitolul 7, versetul 17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura e de la Dumnezeu sau dacă e de la oameni, spunea Domnul, dacă eu vorbesc de la mine. Tinerii care vor trăi adevărul nu vor putea fi rătăciți. Spunea Apostolul Pavel, 2 Timotei, capitolul 3, un cuvânt pentru vremea noastră, versetul 7. Unii învață întotdeauna și avem toți mai mulți oameni cu titluri academice, doctori în teologie, oameni cu licențe, cu diplome diferite, oameni care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. Pentru ei adevărul e relativ sau este ascuns. Nu poate fi cunoscut decât de către inițiați. Dar ascultați ce spune Pavel, versetul 10. Tu ai urmărit însă de aproape învățătura mea și purtarea mea. Și știi, versetul 14, de la cine le-ai învățat. Feriți-vă de predicatori și de cântăreți, că ascultați uneori englezi și nu știu ce. Alții, ia gândiți-vă voi, pocăiți sunt? Să nu credeți că Dumnezeu descoperă adevărul nici la un predicator și nici la un tânăr dacă nu-i sincer și nu vrea să trăiască adevărul. Că așa teorii în vremea noastră se pot vinde la fiecare colț. Se spune că un arab pare mi se avea o fermă de curcan și a început să îmbolnăvească. El n-avea experiență, cum ar fi unul acum cu o fermă pe fonduri europene, și s-a dus la un medic și a spus, dă-mi ceva, că mor curcani. Și zice, da, îți fac o soluție. Termina soluția, au murit, vă zice, curcani. S-a dus înapoi, zice, soluție nu m-am, dar curcanii mor. Fac altă soluție. Mai murit vreo 10. Și eu tot făcut vreo 5 soluții și vin înapoi, zice, iar au murit. Fac altă soluție. Și eu văd că tu mai ai soluții, dar eu nu m-am curcani. Asta e problema, că noi ne jucăm cu viața noastră și ei, nu vrei așa, las că am altă variantă. Nu-ți place muzica asta, ascultă altă.
Asta e problema. Că toți ăștia sunt medici care nu au avut curcan, numai dau soluții la alții. Se întrebe ăștia, tu trăiești? Vorbeam cândva de viața de familie și am dat cazul patriarhilor și am spus, eu îi cred pe ăștia din Genesa. Că la Avram, la Isaac, la Iacov le-a vorbit Dumnezeu. Dar pentru un predicator care nu s-a întâlnit nici cu un înger, măcar nu mă grăbesc să-l cred, drept să vă spun. Eu cred pe Iacov, care a vorbit cu Dumnezeu. Un pocăit, care așa cum vă spuneam, ca bătrânul acela, are experiențe. Pe acela îl cred și dacă nu are multă teologie. Că Dumnezeu vrea să trăim ce predicăm. În lumină nu există rătăcire. Rătăcirea e rânduită tocmai pentru șmecherași, pentru oameni falși, care cântă poate pe bani sau poate că le place, care predică poate din aceleași motive. Cum zice în Isaia, mai mari duc norodul rătăcire și poporului, așa îi place, că îi lasă cum vor. Dar asta unde ne duci decât la pierzare? Cum își imagina cineva, imaginează-ți frate, zicea, că vine răpirea și rămâi cu adunarea. Acum, cine după cine se dea cu pietri? Predicatorul după coriș sau coriști după predicator? Spune, măi, noi le-am ținut slujba la ăștia. Iată de ce, acum urmează stăruința, vor fi mărturisiri. Mărturisiți-vă și fiți curați înaintea Domnului. Ca Domnul să vă poată descoperi adevărul, să lase Duhul Său peste voi. Și în ultimul rând, tot la soluții vreau să punctez, încadrarea într-o adunare sinceră de oameni care caută pe Domnul. E tot mai riscant să stai într-o adunare unde majoritatea merg într-o direcție greșită. Hai să zic că părinții și bunicii rezistă, dar copiii, tinerii, vor fi influențați. Vreau să vă citesc aici ceea ce scrie în 2 Timotei, capitolul 2. Citesc de la versetul 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea. Oriunde? Singur? Nu singur. Nu izolarea e soluție. Dar nici prietenia cu oricine și cu toți. Eu știu de-a lungul anilor că mulți au fost necăjiți pe noi. De ce nu suntem de acord ca tinerii să meargă într-o tabără? De ce nu suntem de acord cu anumite conferințe? Știți de ce? Ca să nu vă rătăciți. Pentru că nu aveți capacitatea necesară să vă dați seama ce este acolo. Și sunteți influențați. Urmărește toate aceste virtuții sfinte și mântuirea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Care din băieții din fanfară, dacă merg undeva într-o tabără și acolo toți sunt cu filme, cu desene animate, cu meciuri, cu microbiști, care pe când vine înapoi nu aduce ceva purici de acolo, ceva virus? Ia treci tu sticul tău așa prin computer pe la toți și apoi pune-ți înapoi în computerul tău și fără un antivirus puternic. Ce, mai poți să-l folosești? Asta e mintea voastră. Nu rezistați într-o asemenea stare, este prea periculos. Ieșiți din Babilon, poporul meu, strigă Scriptura, Apocalipsa 18:4. Regiunea curată, Iacov 1:26, înseamnă să te separi de lume. Nu, repet, nu știu ce ați gândit voi când n-am fost noi de acord în diferite ocazii din astea ecumenice. Da? Pentru că ne este teamă să nu vă amestecați și să vă pierdeți. Domnul să vă păzească. Căutați prietenii sinceri aici în biserică, sunt și alte biserici în țară, de aceea, frații, sunt mai selectivi în a invita, în a chema. Pentru că provocările sunt foarte puternice și voi tineri nu rezistați, se formează prietenii, băieți, fete, așa mai departe. Eu înainte de a fi împotrivă ca să mergeți unii prin tabere, am auzit, la un moment dat am văzut ce se întâmplă. Vedeți? Toate acestea sunt un pericol în acest relativism. Așadar, repet,
Mai întâi căutați-L pe Domnul, voi la nivel de individ, Doamne, vreau să te înțeleg. În al doilea rând, spune, Doamne, eu vreau să-mi spui că vreau să trăiesc, vreau să fiu curat, vreau să fiu o tânără, un tânăr sfânt. Și în al treilea rând, Doamne, vreau să fiu prieten cu oameni sinceri, curați, ca împreună să te slăvim și să te slujim. Doamne, ajută-ne! Închei spunându-vă că Scriptura, asta pe care o avem noi și mulțumim Domnului pentru traducerea asta, vă spuneam, feriți-vă de unele traduceri, Scriptura aceasta este un adevăr probat de istorie, probat de conștiință. Aici ne este descoperit un adevăr care ne se descoperă personal, ne este descoperit un mod de trăire pe care dacă îl punem în practică vom fi fericiți. Știți ce este relativismul de astăzi? O curvie spirituală. Sunteți tineri și mă înțelegeți și cei căsătoriți deopotrivă. Vă puteți imagina un soț sau un băiat care vorbește cu o fată în perspectiva căsătoriei să-i spună, auzi, să știi că tu nu ești singura pe care te sărut. Știți ce scrie în Proverbe că e un sărut? Un răspuns. Bun, adică a fi de acord. Să spui învățăturii curate că tu o crezi, înseamnă să dai un sărut. Și asta înseamnă dragoste, inimă. Nu vine altul și predică altfel, spune, eu sunt de acord și cu tine. Mai dai un sărut. E curvie. Și Dumnezeul nostru gelos nu acceptă. Asta a fost lupta de la început, dar acum îmbracă formele acestea. Domnul să vă ajute să vă păstrați inima numai pentru El. Și să vă feriți de această stare duplicitară, pentru că relativismul acesta permite un desfrâu nelimitat. Eu nu cred că e corect ca un tânăr să cânte o cântare corală, așa numitele cântări clasice, că și familia e numită de acum clasic. Modern, postmodern este altceva. În același timp, imediat după aceea, să asculte o cântare de nu știu ce, nu știu care cântăreț, care îl provoacă, un rock ceva sau alte genuri de muzică de ultimă oră. Dar știți unde au ajuns formațiile astea? Când în urmă câțiva ani a venit un frate menonit și ne-a spus cum s-au rătăcit cântărești și formații în Statele Unite, poate nu ne-a venit a crede. Dar iată că a venit la noi. Ce, nu sunt în România formațiile care, bine să nu le pronunț numele, nu cumva de curiozitate să ascultați nebuniile lor. Dar știți ce fac, nu? Când am văzut undeva, era un videoclip, unul ieșit de jumătate prin acoperiș, cu căciula așa spartă, pantalonii la fel. Da, asta este în vremea noastră. Și diavolul vrea să le acceptați pe toate. Am văzut recent, cineva mi-a arătat un stadion, 10.000 de oameni și Benny Hinn făcea acolo. Nebunile lui erau un semi-întuneric, doar o orgă de lumini, așa. Și bieții oameni să te iau la rând dintr-o parte și dintr alta să dea cu ei pe jos. Dar câți din aceia, dar îi lăsăm pe aceia, câți dintre ei noștri, își pun problema sinceră, Doamne, pe mine vreau să mă luminez și să mă ajuți. Și închei cu Filipeni, capitolul 1. Spunându-vă că suntem datori să vă înștiințăm și Duhul Sfânt o face prin mesaje, suntem datori să spunem adevărul, dar și să-L apărăm. Filipeni 1:7, este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, spune apostolul, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi toți sunteți părtași acelui har. Citesc de la versetul 27 ca un ultim îndemn. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, sau despre voi, că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Să luptați, să păstrați aceste valori. Nu lăsați asta numai pe seama celor din conducere. Fiecare să se lupte să păstrăm o viață curată și o adunare curată. Și într-o lume care acceptă totul și care n-are nicio culoare, noi să iubim adevărul și lumina. Doamne ajută-ne! Amin.